George Simion este un alt tânăr la fel de activ și interesat de soarta fraților de dincolo de Prut, așa cum spune chiar el. Pe 1 decembrie, liderul grupării Noii Golani a inițiat chiar și o acțiune la București pentru românii de la liceul Lucian Blaga din Transnistria. Despre ce este vorba ne spune George Simion. Pentru ce și de ce acțiunea de astăzi? Este concertul de lansare a CD-ului Unit sub Tricolor. CD-ul are ca scop strângerea de fonduri pentru liceul românesc Lucian Blaga din Tiraspol. Pe CD avem 20 de melodii de hip-hop, patriotice și de atitudine civică. Să înțeleg că tinerii de astăzi sunt destul de receptivi la subiectul Basarabia, iată dacă îl abordează și în cânteci, așa cum spuneai tu? Dacă știi să transmiți mesajul pe limbajul tinerilor, bineînțeles că sunt, bineînțeles că tinerii nu și-au uitat istoria și nu și-au uitat Și tinerii din Basarabia, cum crezi? Cum reacționează? Tinerii din Basarabia, când aud Basarabia pământ românesc, sunt cu noi 100% și s-a văzut pe 7 aprilie că mesajul lor a fost unul pro-român. 1 decembrie, 7 aprilie, care ar fi asocierea? 1 decembrie și 7 aprilie sunt pagini de istorie în istoria neamului românesc, care trebuie să le serbăm de fiecare dată ca zile de preț. Dar pentru a putea trece Prutul fără niciun fel de problemă și pentru a avea diferite libertăți, nu trebuie să moară tinerii pe 7 aprilie și trebuie să le cinstim memoria. Noi pe 27 martie n-am fost lăsat să trecem, eu am fost arestat la Chișinău și a fost practic cântecul de lebădă al puterii comuniste de atunci și ne bucurăm foarte mult că am reușit să scăpăm de acest șobolan roșu. Un mesaj pentru cei din Republica Moldova cu ocazia zilei de 1 decembrie? Să știți că niciodată românii de aici nu v-au uitat, chiar dacă soarta și istoria a fost vitregă cu noi, gândul nostru a fost întotdeauna la voi și la fel cum întotdeauna au fost la Chișinău generații de tineri care au luptat pentru românism. La fel aici au fost oameni care au luptat pentru Basarabia. Basarabia pământ românesc. Basarabie creștină condusă de staliniști, popor fără de vină, mult prea mulți oameni triști, o inimă în fiecare împărțită în trei culori, ce ține cu din adins, să împărțim aceleași valori. De frații mei de peste Prut mă desparte doar o apă, orice copil care încearcă e capabil să o treacă. Foarte mulți au încercat, trebuie să-ți faci rost de tine, să nu fii împușcat. O campanie națională pornită cu încredere, menită să-i trezească pe cei de la putere, că suntem de același neam. Nu ne trebuie semne vizibile că ne curge același sânge prin vene, aceeași limbă vorbit, același grai moldovenesc, dar puțin mai stâlcită de cei ce n-o doresc. Legi impuse cu forța de guvernul rusesc, dar de fapt Basarabia e pământ românesc. Basarabia noastră, vă rugăm, dați-o înapoi, dați pe alții afară, aici e loc doar de ei și de noi. Împărțim același stat pământ, același tricolor, același sânge, aceeași mamă, un singur popor. Basarabia e noastră, vă rugăm, dați-o înapoi, dați pe alții afară, aici e loc doar de ei și de noi. Împărțim același stat pământ, același tricolor, același sânge, aceeași mamă, un singur popor. Ați ascultat un fragment din piesa Basarabia pământ românesc, interpretată de formația Vama de Est. Doamnelor și domnilor, acestea au fost urările de ziua României. Încă o dată un la mulți ani și din partea noastră tuturor celor care sunt și se simt români.